Accident cu final tragic în capitală. O femeie de 45 de ani a murit după ce a fost lovită de un camion. S-a întâmplat la orele amiezii în sectorul Ciocana. Șoferul spune că victima traversa strada neregulamentară în apropiere, fiind o trecere de pietoni. Unii martori afirmă însă că au văzut cu totul altceva. Femeia încerca să traverseze strada uzinelor când a fost izbită de un camion. Șoferul vehiculului spune că nu avea viteză și nu a observat victima. Nu a observat-o. Când a observat-o, a observat-o în fața mașinii de cum și gata. Pe zebră s-a întâmplat? Nu pe zebră, în fața mașinii. Aveți viteză? A ieșit din copacul ăsta. Viteză, bine viteză, nici 40 la oră se vede pe frână. Martorii povestesc că impactul a fost atât de puternic încât victima nu a avut șanse de supraviețuire. Doamna venea dincolo, a venit odată cu mine pe zi. S-a oprit la copacul ăla, la salcea asta. Eu am mers mai departe, nu am ajuns mai încolo. S-a auzit o bubuitură. M-am întors, am văzut că era căzut jos. Am auzit un șuierat de roți. Am încercat să dăm primul ajutor medical. Și la moment am văzut, hemoragia era extraordinar de mare. Unul dintre martori afirmă însă că tragedia s-ar fi produs chiar pe trecerea de pietoni. Domnul traversa întâia manevră, doamna nu s-a asigurat și s-a prins așa o situație. Zebră s-a întâmplat? Da. Doamna nu s-a uitat. Dacă femeia era pe trecerea de pietoni, urmează să se stabilească în urma anchetei, spun oamenii legii. Parcursul urmăriei penale a stabilit la circunstanță. A fost pe zebră sau pe pietoni? Din spusele șoferului comunicat că nu a fost pe zebră, dar urmează de stabilit. Pe acest caz a fost deschis un dosar penal. Dacă va fi găsit vinovat, șoferul riscă 7 ani de închisoare.